Bună ziua tuturor, sunt Cristina Raci și vă invit într-o incursiune a medicinei alternative în care vom descoperi o parte din terapiile care o compun. Invitata mea de astăzi este facilitator 3, Tension and Trauma Release Exercise, de asemenea trainer al cursanților 3 România. Bine ai revenit, Teodora Buzoianu, în proiectul Discovering Yourself. Aha, bine te-am regăsit, Cristina. Teodora, aș dori să ne vorbești astăzi despre nervul vag și importanța lui în sănătatea și siguranța organismului. Îți mulțumesc pentru bucuria de a fi din nou alături de tine. Mă bucur că avem ocazia și platforma să abordăm astfel de subiecte, Cristina. Siguranța, da, mai ales pentru noi în aceste zile, e un subiect care a căpătat o foarte mare importanță. Și dincolo de conceptul de siguranță, siguranța în sine este, de fapt, o întreagă serie de procese care au loc în organismele noastre la un nivel la care nu este necesară cogniția. Se numește, în termen de specialitate, neurocepție. Însemnând că noi avem un sistem nervos autonom care funcționează independent de voința mea controlatoare, de conștient, care în permanență scanează mediul în care suntem pentru a determina dacă este un mediu de siguranță, dacă persoana este o persoană față de care mă pot apropia sau dacă, din contră, mediul prezintă semnale de nesiguranță, oamenii care sunt în mediu prezintă un potențial pericol. Astfel încât sistemul nervos să poată decide pe care ramură a lui să intre. Să intre pe ramura în care începem să ne apropiem și să mergem către zona de a forma legături, sau să intre pe ramura lui de apărare, luptă, fugi, îngheață, despre care am mai vorbit în întâlnirile noastre trecute. Da. Foarte important este, dragilor, să înțelegem că nu este un proces conștient. Această neurocepție nu are loc la nivelul conștientului. Sunt alte sisteme ale organismului, sub umbrela acestui sistem nervos autonom, care își iau din mediul înconjurător aceste semnale de pericol sau de siguranță. Toate lucrurile astea se întâmplă într-o fracțiune de secundă. Și sunt rezultatul procesului de evoluție al sistemului nervos. Pentru că dacă acum câteva sute de mii de ani, eu ca organism m-aș fi întâlnit cu un tigru, într-o fracțiune de secundă trebuia să înțeleg că nu e cazul să mă apropii ca să încerc să mă împrietenesc cu tigrul respectiv, ci că mai degrabă trebuie să-mi angajez capacitatea mea de a mă apăra în fața acestei întâlniri. Okay? Și pentru acest proces de neurocepție este absolut esențial unul dintre nervii noștri cranieni, al 10-lea, denumit și nervul vag, pe care o să vi-l prezentăm acum și într-o imagine, și despre care astăzi o să împărtășim câteva informații. Cam așa arată el. Este cel mai mare nerv al organismului nostru, care face legătura între creier și toate sau majoritatea organelor noastre vitale, după cum se vede și în imaginea pe care, care a apărut acum pe ecran. Numele lui, nerv vag, vine de la latinul vagabond, pentru că este un nerv care călătorește, efectiv, către toate aceste organe majore ale organismului. De la laringe, faringe, către plămâni, către inimă, către tot ceea ce înseamnă sistemul digestiv, sistemul reproducător, pancreas, rinichi și așa mai departe. Și ceea ce este absolut fascinant, pentru mine a fost un fel de cutremur al lumii mele interioare când am revelație. Revelație, exact.
când am descoperit că rolul acestui nerv este nu atât să transmită informații de la creier către corp, asta o face în proporție de 20%, 80% din informațiile pe care el le transmite vin de la corp către creier. Astfel încât toate aceste organe semnalează prin nervul vag care este starea lor de funcționare și această informație ajunge către creier. Și de ce este important să înțelegem că există această bidirecționalitate a comunicării între creier și corp? Cu toții poate am auzit deja de acea legătură între creierul pe care îl avem în cap și creierul pe care îl avem în burtică, creierul enteric, da? Și e deja destul de mediatizată legătura asta dintre creiere și mai ales legătura lor în contextul unor afecțiuni cum sunt depresia, anxietatea și așa mai departe, sindromul colonului iritabil și altele asemenea. Este esențial pentru că în momentul în care eu ca organism mă percep că sunt în siguranță, semnalele pe care creierul meu le primește de la aceste organe sunt semnale de siguranță. Ca atare, organele mele funcționează într-o cu totul altă stare a lor, o stare mai degrabă îndreptată către echilibru, către homeostază, decât atunci când eu nu sunt în siguranță ca și organism. Și mulți dintre noi, poate, ne-am dat seama că în anumite momente în care percepem că este niște tensiune în aer, constatăm că se întâmplă lucruri de genul ne bate inima mai tare, da? Sau poate avem o strângere undeva în capul pieptului, uneori și spunem, da, că simt aici ca o minge așa în capul pieptului. Da, sunt niște semnale pe care organismul nostru le transmite către creier ca să îi dea de înțeles că neurocepția a perceput niște semnale de nesiguranță în mediul în care eu mă aflu. Ca atare, funcționarea foarte multor sisteme începe să fie diferită față de momentele în care eu mă simt în siguranță. Și vă reamintesc, toate aceste procese, de la procesul de respirație, la digestie, la bătăile inimii, la eliminare, toate aceste funcții, funcția imunitară și așa mai departe, metabolică, nu se află sub controlul meu conștient. Eu pot doar cu conștiința mea să constat că primesc anumite semnale de la organism care îmi dau de înțeles că ceva pe undeva scârție un pic sau necesită atenție. Da? Singurul proces pe care eu îl pot controla dintre aceste procese autonome este respirația. Acolo am și eu capacitatea de a interveni în mod direct asupra acestui proces și în momentul în care reușesc să iau câteva guri de aer, deja simt cum mă liniștesc și mă calmez și bătăile inimii încep și ele să fie altele. Dacă cu câteva momente înainte eram tensionat, acum încep deja să simt această stare de ușoară relaxare. Ok? Îți mulțumesc pentru imaginea împărtășită. Am o întrebare, Teodora. Ce se întâmplă când este, când ajungem la boală? Din cauza, poate să fie din cauza stresului sau să avem o permanentă, un permanent sentiment de nesiguranță tot timpul. Se ajunge deja la boală. Exact. Înainte, nervul vag ne spune, înainte să se, bine să zic, să se altereze, să organul cumva, știi? Da. Bănesc că noi primim cumva semnale de la nervul vag și totuși faptul că nu le luăm în considerare, faptul că nu le dăm atenție ca să, poate, cum ai spus, prin respirație să reușim să ajungem în acea stare de relaxare. Deci, înțeleg că din cauza aceasta se ajunge către o boală a organelor.
Este foarte bine punctat ceea ce tocmai a exprimat Cristina și cuvântul cheie din punctul meu de vedere este nesiguranță. Ai folosit acest termen, da? De ce? Pentru că în momentul în care eu ca organism percep că nu sunt în siguranță, deja are loc o modificare a unor funcții ale organismului meu. De ce? Foarte simplu. Organismul meu are nevoie să ia de undeva resursele pe care să le redirecționeze către reacția mea de apărare. Și le ia de la procese care nu sunt esențiale supraviețuirii în acel moment. Și mă întorc la exemplul în care spuneam că dacă merg prin pădure și mă întâlnesc cumva cu ursul pe acolo, nu e necesar să-mi diger pizza în acel moment. Okay? Pizza pe care am mâncat-o eu la micul dejun nu e important să fie digerată în momentul categoric. Ăla. Da? Funcția digestivă se încetinește foarte mult dacă nu chiar se oprește. Nu e important să mă vindec de tăietura de la deget în momentul respectiv sau de răceala pe care o am. Funcția imunitară se încetinește foarte mult sau chiar se oprește. Și atunci resursele pe care organismul le-ar fi cheltuit pentru întreținerea acestor funcții sunt acum redirecționate către răspunsul meu de supraviețuire. Dificultatea pe care noi o avem este că ursul nostru este de multe ori mail-ul inconfortabil, conversația de la telefon pe care am avut-o și în care crește tensiunea și, repet, organismele noastre nu cunosc diferența între astfel de instanțe ale omului modern și ursul cu care se întâlnește în pădure. Pentru că, din punct de vedere al organismului și al sistemului nervos autonom, sunt aceleași reacții de apărare pe care el le angajează pentru aceste situații. El nu diferențiază că ăla e ursul și ăsta este mail-ul. Ok? Ceea ce înseamnă că fiziologic, deci la nivel de corp, are loc o modificare semnificativă a unor funcții care îmi susțin mie viața. Iar această modificare nu se poate restaura sau nu se poate descărca din sistem astfel încât organismul să revină la starea lui de echilibru, decât dacă eu ca organism mă simt în siguranță. Este esențială această componentă a siguranței. Pentru că ea este cea care lipsește în momentul în care organismul meu pregătește o reacție de apărare. Ok? Da. Siguranța este ceea ce întâlnim în acea zonă verde a graficului pe care l-am văzut în episodul trecut, care înseamnă că neurocepția mea îmi transmite că sunt într-un mediu în care mă pot apropia de celelalte persoane. De ce? Evoluționar vorbind, noi ca specie am descoperit că avem mai multe șanse de a supraviețui dacă suntem împreună. Una este să fim noi două prin pădure și să ne întâlnim cu ursul, ok? Și alta este să fiu pe cont propriu sau cu atât mai mult în grupuri mai mari. Dar ca noi să ne putem apropia unii de alții în aceste grupuri mai mari, este absolută nevoie de un sistem nervos care să poată distinge între cineva care este prietenos și cineva care este potențial periculos. Pentru că altfel, dacă nu mă simt în siguranță, nu mă voi putea apropia de o altă persoană. Și nu e neapărat doar între persoane vorba de această apropiere. Mulți dintre noi ne înțelegem foarte bine cu căței noștri, cu pisicile noastre, pentru că și ele au un sistem nervos foarte complex în care există disponibilă această funcție de interacțiune socială. Da. Deci menținerea oarecum a stării de nesiguranță aș duce la alterarea organelor. Exact. Exact. Și problema este cu atât mai acută cu cât trăim într-o societate în care suntem în permanență, într-o alergătură, da, care nu se mai oprește niciodată, care acum înseamnă deadline-uri. Să facem cât mai mult în timp cât mai scurt. Fast food, fast love, fast everything. Totul trebuie să fie foarte rapid,
ieri să fie gata, dacă este posibil. Da, da, și da. Acest mediu, pentru organismul nostru, reprezintă un mediu în care eu trebuie să fiu, în, să fiu bine stăpână pe picioare și să fiu mobilizată. Deja sunt într-un răspuns de mobilizare al organismului meu. Nervul vag este frâna organismului. Nervul vag este acea pedală pe care organismul meu o poate accesa, astfel încât, după ce m-am mobilizat, să mă pot relaxa. Are și o frână, nu are doar o accelerație. Acum, foarte interesant este că până de curând s-a crezut că acest sistem nervos autonom funcționează la modul ăsta simplu, am o accelerație și am o frână. Însă s-a descoperit ceea ce acum se denumește teoria polivagală, polyvagal theory. Și vă invit pe toți să căutați pe YouTube un talk al lui Seth Porges, S-E-T-H-P-O-R-G-S, despre teoria polivagală. Este un talk de mai puțin de o jumătate de oră, în care el vorbește despre importanța acestui nerv vag. Și, pe scurt, vă spun și eu de ce este atât de important, că nu este doar o frână a organismului, că sunt două frâne ale organismului, de aceea se numește polivagal. Okay? Polivagal înseamnă că acest nerv vag al meu are capacitatea de a funcționa pe două ramuri ale lui. Una este o ramură mai veche pe care o avem în comun cu reptilele. Reptilele, în momentul în care sunt în pericol, de multe ori au ca răspuns răspunsul de îngheață. Există și un desen animat foarte haios, se numește Rango, în care este acolo o șopârlă, care efectiv, pe parcursul acțiunii, are momente în care rămâne paralizată, imobilizată. Și ceilalți care sunt prietenii ei zic, a, nu vă îngrijorați, în regulă își revine după câteva secunde. Acela este răspunsul pe care îl avem în comun cu reptilele, care este frâna foarte bruscă a organismului meu. În momentul în care a crescut foarte mult intensitatea dată de mobilizarea, dată de pericolul în care mă aflu, organismul meu zice, e prea mult, nu mă ajută răspunsul de luptă sau fugi, n-am cum să ies din situația asta, stimularea este prea mare și atunci se apasă această frână foarte bruscă. Ok? Da. Frâna asta foarte bruscă este cea care aduce daunele cele mai mari asupra organismului. Pentru că, în esență, în acel moment, organismul meu se pregătește să moară. Okay? Cei mai mulți dintre noi recunoaștem această stare ca fiind o stare în care ne e greu să ne conectăm la simțire, suntem diagnosticați cu tot felul de depresii, de astfel de disfuncții, să zicem, la acest nivel cognitiv. Ele, la bază, au un răspuns fiziologic, care este absolut esențial să fie adresat la nivel de organism, de corp. Corpul trebuie să înțeleagă că sunt în siguranță și că poate dezgheța și poate ieși din acest răspuns al lui de frână foarte bruscă în care a oprit foarte multe dintre funcțiile importante. Cealaltă frână a organismului nostru este o frână mai blândă, care are un fel de ABS, dacă vrei, okay? Care nu taxează atât de mult organismul, ci care este ramura mai nouă a nervului vag, în care este la dispoziție această capacitate a noastră, pe care reptilele nu o au, dar această capacitate a noastră de a încerca să ne coreglăm. Adică să avem un dialog, să încercăm într-un fel să ieșim din reacțiile de apărare, pentru că înțelegem că există o capacitate de a dialoga, de a negocia o situație dificilă, astfel încât să putem ajunge la un rezultat care să fie satisfăcător și organismul meu să poată să se relaxeze. Da. Da, e foarte bun. Mi se pare foarte, foarte important să ne, să ajungem să ne relaxăm, mai ales în vremurile noastre.
Foarte, conversație antrenantă în care apare ceva de genul furia, care durează mai mult de 2 minute, deja nu mai este constructivă. Furia e un răspuns de scurtă durată care trebuie să mă scoată dintr-o situație care se întâmplă aici acum și orice care durează peste mai mult de asta, de acest interval, este deja într-o zonă în care nu mai este constructiv, eu nu mai am acces la capacitatea mea de interacțiune socială și nu produce apropiere, ci mai degrabă produce deconectare și ruptură din ce în ce mai mare, plus o stare de disconfort din ce în ce mai mare pentru fiecare dintre cei care participă la conflictul respectiv. Da, deci intervalul este de 2 minute, ai spus? 2 minute? Și eu estimativ, sunt studii care vorbesc foarte clar despre asta. Ceea ce vreau să subliniez este că este un răspuns care are loc într-o fracțiune de secundă și pe care organismul în mod natural după aceea deja îl adresează prin această frână a lui. Ok? Pentru că recunoaște, hei, în fața mea e un membru al speciei mele, da? Nu vorbim de o situație în care suntem atacați și e vorba de violență, da? Vorbim de un conflict în care, să spunem, avem idei diferite despre un subiect. Da. Da. Și dacă organismul meu are acces la această frână a lui mai rafinată, poate să înțeleagă că totuși e un membru al speciei mele în fața mea, sunt totuși în siguranță și atunci poate reușesc să iau o gură de aer și în felul ăsta să semnalez și organismului că suntem în regulă și din alt punct de vedere pot continua conversația. Pentru că nervul vag se ocupă foarte mult de această ramură a lui mai elaborată, se ocupă foarte mult de ceea ce înseamnă expresia facială. El inervează mușchiuleții din jurul ochilor, mușchiuleții pe care noi îi folosim ca să facem o oglindire a emoțiilor pe care le vedem la cealaltă persoană. Are inervare inclusiv în urechea mediană, în acea zonă a urechii în care eu pot distinge sunetul vocii omenești între multe alte sunete, dar asta este disponibilă doar dacă sunt pe această ramură a nervului vag. Pentru că dacă sunt pe ramură de luptă, fugi, îngheață, sunt mai degrabă conectate la sunete de o vibrație mai joasă, care sunt sunetele prădătorilor. Și atunci mi-e mai dificil să disting vocea umană, faptul că are o tonalitate, faptul că există acolo semnale de siguranță care eu ca organism le primesc. Și foarte pe scurt îți dau un exemplu. Dacă eu aș sta așa de vorbă să fără să mă uit la tine cu o voce absolut monotonă, cam cât ai putea tu să stai cu mine într-o conversație? Până te-ai simți teribil de inconfortabil. Categoric. Foarte puțin. Da. Foarte puțin timp. Deci sunt niște semnale de siguranță care sunt gestionate de acest nerv vag și care au legătură cu capacitatea de a interacționa social, care îi transmit celuilalt organism, hei, sunt prietenos, e ok să ne apropiem, e ok să avem o conexiune și chiar să avem o legătură, pentru că noi ca specie, în felul ăsta am supraviețuit, având capacitatea de a ne conecta unii cu alții, care lucru înseamnă pentru organismul meu că el funcționează în cea mai optimă stare a lui, pentru că mă simt în siguranță. Este foarte interesant, iar cu expresiile feței mi-aduce aminte foarte mult de limbajul neurolingvistic. Da. La fel sunt semnale trimise și, dar la fel, trebuie să fim într-un anume, într-o anumită stare, într-o anumită conștiență, să zic așa. A fost foarte, foarte interesant, Teodor, astăzi. Foarte interesant. O să încerc să mă uit și eu la acel video pe YouTube. Îți mulțumesc pentru intervenția ta de astăzi și te aștept în episodul următor, când vă invităm să descoperim împreună câteva modalități simple pentru a explora starea de relaxare în organism. Îți urez o zi minunată, Teodora, și abia aștept să ne vedem în episodul următor.
Și eu, Cristina, ca să putem pune în aplicare câteva dintre lucrurile pe care le împărtășim aici. Îți mulțumesc din inimă, o zi magică să ai! Mulțumesc la fel, Todora!